Baletul modern și sunetul violoncelului se întâlnesc astăzi într-o locație superbă din București. Marina Cano, cunoscută balerină din Japonia și totodată solistă a baletului din Berlin și artistul român Andrei Cavasi au primul spectacol împreună. Sunt invitați de onoare la un eveniment aniversar, un secol de relații diplomatice între România și Japonia. Suntem foarte curioși cum va ieși acest spectacol, excepțional cu siguranță, mai ales că pentru amândoi este o provocare, s-au cunoscut recent, așa că au repetat relativ puțin împreună. Am primit însă câteva imagini de la ei, le urmărim chiar acum și revenim. Dacă pentru Andrei Cavasi Japonia nu este nici pe departe o necunoscută, japonezii îl iubesc, iar el iubește la rândul său țara soarelui răsare. Suntem curioși să aflăm ce relație are Marina Cano cu România. Cei doi sunt alături de noi pentru prima dată în această formulă. Vrem să vă spunem, bine ați venit în platoul Observatorului. Mulțumim de invitație. Marina, bine ai venit în România, e pentru prima dată, ești de câteva zile, dar ai apucat să faci câteva lucruri, înțeleg. Thanks. Nu, n-am văzut foarte mult, de fapt. Numai ce am venit, m-a dus în parc ieri și am fost în partea veche a orașului, la Arsar Fari. Mi-a plăcut foarte mult, dar în afară de asta n-am avut foarte mult timp. Poate data viitoare o să am mai mult timp. Andrei, da? Tu de când n-ai mai fost în România? De când n-am mai fost în România? Da. Sunt aici de 2 ani și înainte de 8 ani am cam fost plecat în Japonia. Ai fost plecat am 8 rămas, ani? Da. Și ai rămas aici? Da, acum da. Cum a fost perioada de 8 ani și cum a fost tranziția înapoi aici? Dacă vrei să te reîntorci. Tranziția a fost neașteptată, n-a fost plănuită, dar pe undeva atât a fost și mai plăcută, pentru că am reușit să creez aici niște proiecte pe care doream să le fac de mult și am avut ocazia. Am făcut multe concerte online și filmări. Doream de mult să pot să fac filme și filmări muzicale și concertul pe care l-am împreună cu ea va fi combinat cu un scurt film, un scurt metraj. Și vrem să facem un fel de musical împreună. Okay. Da. Cum v-ați cunoscut? Cum v-ați cunoscut Marina cu Andrei și cum s-a născut acest proiect împreună? Eu am contactat-o, am făcut o campanie pentru un brand acum câțiva ani și am văzut-o la un eveniment și cred că uneori în viață cel mai important este să asculți instinctul și am decis să o întreb dacă vrea să colaborăm, iar ea a avut curaj să vină să arunce necunoscut puțin. A fost acum da, mult fost timp acum asta. 3 ani. Yeah. Însă abia... Da, chiar mai mult aș mai spune. 3 ani, yeah. Da. Și apoi n-am vorbit. Da, nu prea m-am băgat în seamă foarte mult, dar am insistat. Eu am insistat și până la urmă văd că a venit, este aici. Da, da, așa este. Ce ne spui despre spectacolul din această seară? Cred că va fi un spectacol foarte special, în primul rând pentru că este prima dată când lucrez aici, ceea ce nu credeam, acum se întâmplă. Sunt în România, în București și după pandemie este foarte greu pentru mine ca artist să nu fi avut oportunitatea de a avea spectacole. Am crezut că este normal să am totuși spectacole, acest lucru ni s-a luat însă și pentru mine acest nou proiect este foarte special. De asemenea, voi dansa pentru ambasada Japoniei. Am făcut două piese singură, sunt în coreografia mea, ascultând muzica lui. Deci totul va fi foarte special. Deci acesta a fost sistemul, nu-i așa? Marina a ascultat muzica ta și a venit singură cu... Da, asta a fost sistemul, da. Tu ai venit, ai avut și aportul tău? Nu, ai lăsat-o să se desfășoare. I-am sugerat niște lucruri, dar destul de are ideile ei și am decis să facă ea cum crede cel mai bine. Și cred că o să fie foarte frumos. Am încredere în ea, în tot ceea ce face. Marina, le poți descrie câteva dintre trăirile pe care le ai în momentul în care dansezi pe muzica
Da, muzica are diferite abordări, depinde ce face, dar este diferit. Eu sunt diferită, el e diferit, fiecare moment înseamnă o nouă creație, este ceva ce nici măcar eu nu știu. Da, asta este interesant în acest proiect. Deci există și un dram de improvizație, putem spune? Da. Adică o să avem momente în care... Da. Cum a fost această perioadă pentru tine? Am văzut pe Instagram cu câtă bucurie așteptai fiecare spectacol. Show. Yes. It's very complicated. Este foarte complicat. A fost o perioadă foarte dificilă. Ca pentru mine ca dansatoare să nu am oportunitatea de a dansa este ceva ce fac de foarte mulți ani, dansez de mulți ani și nu mai aveam nimic dintr-o dată s-a terminat totul, a fost foarte dificil, dar cred că acum sunt o persoană diferită, o artistă diferită. Probabil că așa a fost să fie. De asemenea, a fost un noroc că l-am cunoscut pe el și că facem ceva împreună. A fost momentul potrivit acum să ne întâlnim și s-au deschis alte uși și alte oportunități. Cum a fost ultimul an pentru tine, Andrei? Ultimul an? Ultimul an, să-i spunem, da. Nici nu mi-am luat în calcul la vârsta, că mi s-a părut că a fost un an care nu prea existat din anumite puncte de vedere. Dar înainte, pe de altă cum a fost parte... înainte de pandemie? Ce planuri aveai atunci? Aveai planul să te întorci în țară? Nu. Trebuia să plec în Miami. Semnasem cu o agenție din state și urma să încep să cânt în insule, în zone tropicale. Deci era cu totul altceva. Așa că acum sunt aici. Există zone tropicale și aici, în țară? Corect, da, există. Și în București, în anumite zone tropicale. Și blocat cumva, nu, de pandemie, te concentrezi pe proiecte de promovare a României. Da. Este unul din dezideratele carierei mele în a promova România într-un mod onest, corect și să zic să fac artă care să poate să ne prezinte cu mândrie oriunde în lume pe noi ca români, pentru că suntem un popor foarte talentat și un popor care are multe de oferit și de multe ori în lume suntem priviți nu cum am meritat să fim. Și... Marina, ce mesaj ai pentru fetițele care visează să ajungă pe marile scene, așa cum ai ajuns și tu? Avem și noi un liceu, Florea Capsali, unde se formează tinerele balerine. În general, cred că trebuie să crezi în tine întotdeauna și să visezi, pentru că dacă nu faci aceste lucruri, nu poți face nimic. Trebuie să trăiești momentul, pentru că eu am realizat după pandemia aceasta că trebuie să avem grijă de momentul de prezent, de momentul actual. Acestea sunt cele mai importante lucruri și vor veni altele după ele. Dacă nu ar fi fost baletul, ți-ai mai fi dorit o altă carieră? Nu știu, când erai mică, visai altceva? Da, mă interesează foarte multe lucruri întotdeauna, dar niciodată nu m-am gândit să fac să fac altceva. Am decis când aveam 4 ani și le-am spus tuturor că vreau să fiu o balerină și iată că asta am ajuns, dar în afară de aceste lucruri mi-a plăcut întotdeauna muzica, mi-a plăcut arta, mă interesează designul, deci sunt foarte multe lucruri care îmi plac. Sunt antrenoare de Pilates, am certificat pentru aceasta, îmi plac florile, îmi plac toate modeling-ul, a fost șansa perfectă pentru că am făcut acest film împreună și ea a fost perfectă pentru acest rol. Andrei, în încheiere, pe când următorul proiect? În România? Oriunde. Ar trebui să ajung să cânt în Barcelona, nu știu dacă se va putea, dar asta ar fi următorul concert pentru mine. Și în România poate facem împreună un concert mai mare data viitoare, ne gândeam să... O poți convinge să rămână mai mult în țară? Dacă are încredere? Eu aș vrea să rămână mai mult, nu știu, depinde de ea. Da, pot să mă întorc, desigur. That's a promise. E o promisiune, da, categoric. Mulțumim foarte mult. Și mult succes.